și cânte, stăm și cu ea de povești, așa că o poftim pe Bibi! Bună, Bibi, ce faci? Hello, hey. Foarte bine! Nu te-am mai văzut de ceva vreme, bună, nu mai știam ce mai faci. Foarte bine fac. Hai să luăm un loc. Unde stau? Uite aici la bar, ești bine aici. La bar? Da. Avem apă astăzi. Perfect, perfect. Doar apă se bea. Doar apă astăzi, spune-mi, ce faci, cum ești? Stai că eu sunt mai mic așa. Te ajut? Opa, stai să nu cazi cu scaunul, că atât gata. Îmi trebuie. Gata. Stai să te ajut. Opa. Hei, ești bine? Foarte bine. De stai bine? Da. Perfect, să nu faci poc. Nu există. Ce faci, Bibi? Nu te-am mai văzut de ceva vreme. Spune-mi, ce mai e cu viața ta? Extraordinar de bine fac. Muncesc mult, sunt și cu facultatea, sunt anul 3, licența anul ăsta. La facultatea de? SNSPA, Comunicare și Relații Publice. Ok. Așa, pregătesc foarte multă muzică, am venit cu noua mea piesă, Băieții Răi se numește. Weekendul acesta încep turneul în țară, începem cu Cluj, Brașov și Sibiu, dacă zic bine. Vă aștept cu mare, mare, mare drag în turneu, dar și la concertul de pe 23 iunie de la Arenele Romane. Va fi cel mai mare concert pe care eu l-am făcut până acum și muncim din greu pentru el, să iasă așa frumos, cu invitați, cu momente speciale. Va fi mare, 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 mare nebunie. Spune-mi în același timp ce face mama ta, că de obicei veneai cu mama ta. Bună, mami! E undeva aici? Nu, o salut, că 100% se uită, te iubesc din tot sufletul meu. Nu mai vine mami cu mine. De ce tu? Că era omul de bază, omul care avea grijă. E în continuare, e. E în continuare, da. Șefa? De ce tot drumul eu n-am vorbit cu ea? Așa, mi se este, pare firesc, foarte frumos. E mereu, o port cu mine mereu aici în suflet. Mi se pare firesc. Da. Atrasă de Băieții Răi, adică piesa se numește... Nu eu, neapărat. Nu. Fetele, în general. Crezi că fetele s-a atras mai mult de Băieții Răi? Păi nu vorbim fetele așa. Băieți buni. Păi ba da. Dar se pare acolo așa un pic Băieți Răi. Că dacă sunt Băieți Răi... Se pară Băieți Răi, dar sunt... Să fie băieți buni. Exact. Când e băiatul rău, te incită un pic mai tare așa. E un pic mai misterios. Misterul atrage și la o fată și la un băiat. Acum să nu mințim. Bun. Și deci cu facultatea ai zis că ești bine? Extraordinar de bine. Tratare pentru licență. Azi ai avut examen? Da. Tu vii de la examen? Da, dar am trecut și pe acasă să mă pregătesc. La ce ai avut examen? La leadership. Și a fost greu? Nu. Eu întotdeauna după examenele de la facultate dormeam toată după amiaza, după aia eram epuizat, efectiv. Cred că n-am mai dormit după amiaza. De ceva timp. Lasă, că ești tânără, Bibi, foarte bine. Cu dragostea cum stai? Care dragoste? Aia din sufletelul tău. Păi, dragostea din sufletelul meu e mare, e multă, vreau să o împărtășesc prin muzica mea, prin tot ceea ce fac. Dacă ai și tu o jumătate a ta. Că o fi, că n-o fi, face parte așa din viața. Un mister? Misterul atrage, nu? nu, e viața personală și tu știi foarte bine că eu am avut și am viața extraordinar de expusă și... Adică nu mai vrei să povestești de lucrurile astea după ce tu ai, că ai avut o viață expusă, exact cum zici că ai avut o relație. Nimică. Și ai avut o relație și cu cineva care era expus în lumea asta. Nu numai de asta, dar de mică. Sunt în industrie de la 12 ani, cânt de la 5 ani. Acum? Mai fac 22. Mulți înainte. Mulțumesc. Mi-am aminte când venea Bibi mică la noi la emisiune și acum este un om în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc. Da, și aș vrea un picuț, cred că am ajuns la o maturitate și... Aș vrea să diferențiez un picuț cariera de viața personală și sunt 100% că oamenii care mă urmăresc înțeleg lucrul ăsta, pentru că până la urma urmei și noi artiștii suntem tot oameni. Oamenii probabil au fost învățați cu tine când viața ta personală era expusă, știi? Când atunci erați amândoi persoane cunoscute și nu vă fereați să vorbiți despre viața voastră, știi? Păi viața mea în continuare, pentru că ăsta e riscul meseriei, n-am ce să fac. În continuare am o viață expusă, dar... Încerc să fie expusă mai așa cum aș vrea eu. Așa să fie, exact. Să fie cum vrei tu și să fie cât vrei tu. Îți mulțumesc, da. E corect? Cred că asta contează, da. Cel mai mult. Ce a fost cel mai greu în toți anii ăștia așa de muncă? Pentru că dacă stai să te uiți când de la 12 ani, de 10 ani, uite, ai 22 și trece timpul repede. Cred că... Dar nu regret. Să știi că nu regret absolut nimic. Cred că... Copilăria a fost un pic mai, nu neapărat grea, a fost diferită față de cum e o copilărie normală.
Adică eu nu mi-aduc aminte să mă fi jucat cu păpușile. Îmi aduc aminte de mine că repetam piesele pentru concerte, pentru concursuri, de fapt, nu concerte, că n-aveam atunci concerte. Dar nu regret, nu văd altfel copilăria, chiar nu o văd altfel. Nu, eu și acum, dacă n-am programul full, ziua full, simt că e ceva ce nu funcționează. Da, exact, trebuie să fac multe. Așa sunt eu ca persoană, eu vreau să fiu, să fac multe, să fiu cea mai ocupată persoană din lumea asta, dacă se poate. Dar atunci, la 12 ani, cum te duceai? La tot felul de concursuri? Erai la canto? La 12 ani, deja nu. La 12 ani mi-am lansat prima piesă, o piesă în engleză, Radio Song. Deci dar până atunci am participat la majoritatea concursurilor mari de prin țară. Mamaia, Cerbul de Aur, toate concursurile mari. Pentru că, uite, poate sunt părinți care vor să-și ducă copiii sau bunici care vor să-și ducă nepoții pe drumul ăsta și, practic, ar fi cazul să nu renunțe la absolut niciun concurs și chiar dacă pare mai greu atunci, viața e frumoasă după. Este extraordinar de frumoasă și, să știți, nu contează premiul pe care îl luați. Important e voi să fiți mulțumiți de prestația voastră. Și să vrei voastră. Să faci... Treabă, da, să-ți dorești. De atâta timp cât există ambiție... Și îți dorești să muncești, e imposibil să nu reușești. Cine mergea cu tine când erai mică? Ambii părinți. Și mami și tati. Și am niște amintiri atât de frumoase, de asta zic că nu regret nimic. Și le mulțumesc pentru că... Practic așa vă petreceați și timpul împreună. Da, eu mi-aduc aminte, am niște amintiri extraordinar de frumoase cu mami și tati, cum mă făceau la păr cu ondulatorul, mami pe parte, tati pe parte. Adică amândoi și-au asumat extraordinar de bine rolul ăsta și au fost... alături de mine și s-au sacrificat extraordinar de mult pentru că ei nu s-au ocupat doar de mine, ei au avut și joburile lor și au în continuare serviciul treaba lor, exact. Și le mulțumesc foarte mult, vă iubesc din tot sufletul, să știți, și sunt... Ai că mă emoționez, ia! Da, ai avut momentele astea când ți-ai adus aminte de... Da, am, pentru că iubesc foarte mult. Părinții mei sunt cei mai buni prieteni ai mei. Cei mai buni prieteni, cu ei vorbesc absolut orice. Tot ce am pe suflet ei știu și... Îi iubesc, rău de tot și nu știu ce m-aș face fără ei, chiar nu știu. Foarte frumos. Asta să îi țină Dumnezeu cât Doamne ajută, așa mai să mult sănătos și să fie în și formă. Și bucurați-vă de părinții voștri, că părinții părinți, orice ar fi. Sunt acolo pentru voi și oricât de mult ați greșit. De imagine ți-a rămas în cap când îți făceau cu da, eu nu pot să uit și mai ales... Ai, mama ca mamă, că face părul fetei. Dar tată, ca tată, sănătate și noroc. Noroc, tată! E adevărat, vezi? Dar pe tati și acum îl văd cu ondulatorul, cum îmi făcea el, cum îmi ținea, cum îmi dădea cu fixativ. Sunt genial, părinții mei. Foarte frumos. Da, foarte frumos. Da, uite, sunt convins că ei sunt acum în fața televizorului undeva, sunt mândri că te văd și că le spui, uite, hei, sunt Bibi și am turneu prin țară, iar dacă vreți să vedeți mai multe despre turneul acesta, puteți să o căutați pe Bibi pe Instagram, puteți să o chemați pe Facebook, vă căutați pe Facebook, pe Instagram facem multe live-uri, așa că puteți să o vedeți mereu da. Și să fii la fel de, cum să zic, de curajoasă, foarte talentată ești și te așteptăm oricând aici. Suflet, cu mare drag, promit că o să încerc să vii mai des, că urmează foarte multă muzică. Cum se numește piesa? Băieții răi. Deci rămânem pe băieții ăștia răi. Nu neapărat. Să știi că, uite, piesa asta e inspirată, eu am scris-o, eu scriu din viețile oamenilor din jurul meu și din viața mea, bineînțeles, dar piesa asta este scrisă, este povestea prietenei mele, prietena mea cea mai bună din copilărie. Deci are, practic, un sâmbure de adevăr acolo. Da, da. Mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc din mulțumim suflet. Mulțumim mult de tot. Iar dumneavoastră, oameni buni, rămâneți cu noi pentru că emisiunea noastră continuă și o să vedeți că mai avem invitați și o să se mai întâmple lucruri. Dar până atunci, hai să o ascultăm pe Bibi.